Bună, sunt Paxi, prietenul tău spațial. Îmi place să privesc cerul nopții. Îmi amintește întotdeauna de planeta mea natală, Alio, care este departe, foarte departe. Voi o numiți exoplanetă. Vrei să știi ce înseamnă asta? Voi explica. O exoplanetă este o planetă aflată în afara sistemului solar. Ea orbitează în jurul unei alte stele. Exoplanetele sunt foarte departe de noi și de aceea le vedem foarte greu. Ca să nu mai vorbim de faptul că, deocamdată, oamenilor le este imposibil să le viziteze. Dar de unde știm că exoplanetele există? Oamenii de știință folosesc telescoape pe Pământ și în spațiu pentru a le descoperi. Ei studiază astfel lumina stelelor. Când o stea tremură așa, înseamnă că este atrasă de către o planetă. Cu cât planeta este mai grea, cu atât mai puternic este tremuratul stelei. Dacă lumina unei stele pare să se estompeze așa, înseamnă că o planetă trece prin fața ei. Noi numim asta tranzit. Cu cât este mai mare planeta, cu atât mai mult se estompează lumina stelei. Uneori, telescopul chiar poate vedea acest fapt. Astfel descoperim exoplanetele. Până acum, prietenii mei, oamenii de știință, au descoperit deja mii de exoplanete. Ei au descoperit și multe tipuri diferite de exoplanete. Să aruncăm o privire! Unele dintre ele sunt mici și stâncoase ca Pământul. Ele ar putea avea chiar o suprafață precum lava topită, în cazul în care sunt foarte aproape de steaua lor. Sau ar putea avea multe oceane. Alte exoplanete sunt planete gigantice, compuse în mare parte din gaz, precum Jupiter. Ele au fost descoperite orbitând foarte aproape de steaua lor și sunt foarte fierbinți. Exoplanetele sunt atât de fascinante pentru că au o varietate de mărimi, mase și temperaturi. Ele pot orbita singure în jurul stelei lor sau împreună cu alte planete, ca și în sistemul nostru solar. Oamenii de știință studiază exoplanetele pentru a înțelege mai bine cum se formează planetele și cum se modifică ele în timp, dar sunt de asemenea foarte interesați să știe dacă există viață pe planetele din afara sistemului solar. Ei știu de asemenea că există mult mai multe exoplanete. Agenția Spațială Europeană are o navă spațială, Cheops, care se va alătura familiei de telescoape ce sunt localizate aproape de Pământ și studiază exoplanetele de departe. Și mai multe telescoape vor fi lansate pe viitor, pentru a afla mai multe despre cum sunt exoplanetele și stelele. Nu-i așa că Universul este un loc nemaipomenit? Vă aștept data viitoare pentru o altă aventură. Până atunci, continuați să priviți cerul! Astăzi am învățat că există planete în afara sistemului solar, iar ele se numesc exoplanete. Până acum, oamenii de știință au descoperit mii de exoplanete. Pentru a descoperi exoplanete, oamenii de știință folosesc telescoape pe Pământ și în spațiu. Există multe tipuri diferite de exoplanete. Agenția Spațială Europeană are un nou telescop, Cheops, utilizat pentru a studia exoplanetele, la care se vor adăuga multe alte telescoape pe viitor. Thank you.